Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou react, la un distract, pentru că cam atât știu să fac pe canalul ăsta, să comentez ce fac alții pe YouTube, să reacționez la distracturile făcute de abonați. Bun, hai să vedem ce distract avem aici. Văd că avem într-o rezoluție absolut imensă, e doar HD la calitate, dar cred că e 23:9, că e mai lat ca monitorul meu. Din păcate, Rage Bandicam, dai să vedem ce distract ne-a pregătit al nostru... Pentation. Ia să vedem. Play. Ăsta este un instrumental de la Bazooka, parcă. Ia. Nu mă atinge, fraiere. Cred că astea sunt versurile, să ne le citim de acum. Ok. Îmi place că a pus poza asta cu mine aici în Paint. Și cred că aici a fost să-l deseneze pe unul care se pișă. Să înțeleg. Așa, niște scratch-uri. Atinge, fraiere, că-ți fac din pantaloni, chiloți sau din bluză sutien ca să acoperi jegul de pe tine. Ești un căcat cu ochi care transmite căcaturi subțiri ca un butoi de filme porno care atinge orice prunc dintr-o lovitură de scântei și dacă... N-are niciun sens. Te aș îngropa și apoi te aș destropa. O să spui în gura mare: eu sunt Ovidiu și voi suge pula la mare. Eu măcar am minte, nu ca tine, pulă. Încep să devine asta ce în ce mai cringe din episod în episod. Te poți mulțumi cu pulă dacă vrei, dar o să ajungi să fuți doi miei, nu ai bani. Deci sunt Gigi Becali cu oile, să înțeleg. De țoale, nu ai nici de mâncare și nici măcar bani de căcare, îi auzi? N-am bani, stai mă că aveam o monedă de 50 de bani pe aici undeva. Era cam tot ce am scos pe YouTube luna asta. Ce face cioroiul ăsta pe YouTube, el? Am înțeles să dăm rasismuri. Se duce pe pulă și eu sunt de neschimbat, nu ai bani de țoale, nu ai nici de mâncare și nici măcar bani de căcare, îi auzi ce face cioroiul ăsta pe YouTube, el se duce pe pulă și eu sunt de neschimbat. Te-ai inspirat de la Bazooka, am înțeles. De ce ai lăsat outro-ul ăsta? Hai să vedem ce ne-a făcut omul nostru. A ieșit un video scurt. Hai să citim totuși versurile. Deci, nu mă atinge fără că-ți fac din pantalon chiloți sau din bluză sutien ca să acopăr jegul de pe tine. Ești un căcat cu ochi care transmite căcaturi subțiri ca un butoi de filme porno care atinge orice. Nu prea văd rima. Deci transmite căcaturi subțiri. Căcaturi subțiri? What the fuck? Prunc dintr-o lovitură de scântei și dacă te-aș îngropa și apoi te-aș dezgropa, o să-ți pui în gura mare, eu sunt Ovidiu, duce pula la mare. Mare rimează cu mare. Excelentă limba asta, rima asta, pardon. Eu măcar am minte, nu ca tine, pulă. Te poți mulțumi cu pulă. Dacă vrei, doar o să ajungi să fuți doi miei. Nu ai bani de țoale, nu ai nici de mâncare, nici măcar bani de căcare. Te costă bani să te caci? O să te caci în fundul curții, să te ștergi cu frunze și practic te costă nimic. Ia uși ce face cioroiul ăsta pe YouTube. El se duce pe pulă și eu sunt de neschimbat. Nu ai bani de țoale, nu ai nici de mâncare și am să se repetă. Știu... Noul de la început nu s-a auzit. N-are nimic. Să dau o notă acestui minunat distrec. Fiți antenă. Ăla din episodul trecut, de data trecută când mi-a făcut distrec, a schimbat el vocea de la Google Translate. A făcut-o mai altfel, cu pitch-ul, cu alea să diferă un pic, să fie mai diferită vocea. Chestia a fost ca lumea. Aici nu știu ce să zic. De ce pula mea reacționez la așa ceva? Da. Vă rog un lucru.
Faceți și voi distrecuri ca să nu fie Google Translate sau modificați vocea, ok? Că dacă faceți toți așa, pun niște versuri să citească botul de la Google, se pierde tot farmecul idei de distrecuri făcute de... Acum, de ce nu primești distrecuri cum își dau mari YouTuber? Dar ce pula mea, cine stă să-i facă distrec serios la 1066? Bun, ăsta a fost clipul, sper că nu v-a plăcut. Ziceți în comentarii cum vi se pare frumusețea asta, distrec și vă provoc. Dați-mă un distrec de la ca lumea să încep să plâng. Gen cum l-a făcut Kix sau nu mai știu care. Viața e frumoasă, în fine, hai! Vă mai aștept distrecuri, o să reacționez la ele în continuare, eventual faceți-le mai lungi să nu fac un clip în care mai mult vorbesc decât cât ține melodia. Melodie mult spus. În fine, hai, ciao les tuturor, ne vedem diseară pe live.